Vreți să știți cum spunem că vorbim ebraică? Verbul edaber, a vorbi, are varianta de masculin singular medaber și feminin singular medaberet. La plural va fi medabrim, masculin, și medabrot, feminin. Eu vorbesc ebraica, va fi ani medaber ivrit, dacă sunteți de gen masculin, și ani medaberet ivrit, dacă sunteți de gen feminin. Ce gătim bun astăzi? Verbul levașel a găti, se conjugă astfel la timpul prezent. Me vașel, masculin singular. Me vașelet, feminin singular. Me vașlim, masculin plural. Și me vașlot, feminin plural. Dacă ieri am gătit, azi mâncăm. Verbul lehol, a mânca, se conjugă astfel. Ochel, ochelet, Ochlim și ochlot. Nu se poate să mâncăm fără să și bem ceva. Verbul liștot, a bea, se conjugă astfel. Șote, șota, șotim, șotot. Mulți dintre voi învață limba ebraică urmărind aceste postări. Verbul lilmod, a învăța, se conjugă astfel. Lomed, lomedet, lomdim, lomdot. Un verb un pic mai greu de tradus direct în limba română este lilboș. El înseamnă a purta haine, a fi îmbrăcat. Conjugat la timpul prezent, el va suna astfel: loveș, loveșet, lovșim, lovșot. Pentru a intra cu dreptul în ziua de șabat, vă prezint verbul a îmbrățișa, lehabec. Un bărbat va spune mehabec, o femeie va spune mehabeket mai mulți bărbați vor spune Mehab Kim iar mai multe femei vor spune Mehab